Așa, domnul gospodin, așa, faceți treabă, hai, băgați material. Cum își petrece cineva care lucrează de acasă pauza de prânz? Face curățenie. Nu știu, definiți cuvântul pauză. Da. Salutare, bine ați venit la vlog. Urmăm cu Delia mai devreme despre van life și despre ce înseamnă să trăiești într-o caravan, într-o rulotă și să călătorești lumea așa. Și ne gândeam dacă nu unii s-ar potrivi treaba asta. Poți și ne-am dat seama că nu unii s-ar potrivi deloc. Noi avem nevoie să avem scaunul nostru, să avem aici blatul nostru, să-l ștergem, să avem canapeaua noastră, mă, ce frumos miroase asta, puternic, dar frumos. Să avem noi canapeaua noastră pe care să ne tolănim acolo, să avem bicicleta noastră de care să tragem. Nu știu, noi suntem așa, foarte comozi, niște puturi, băbăciuni, aș putea spune niște băbăciuni comode astăzi. Sau niște băbăciuni. Noi suntem în pauza de masă și am început cu a face curat. Delia, iar eu îmi fac la micro-unde niște orez dintre acela de la Costco de care mi-am luat, punguțe, o să vi-l arăt și astăzi că poate cineva l-a ratat. Dar unde e? Dați un pic să-l... uite-l aici. Acesta este shrimp fried rice. E un orez care se face în 5 minute la microunde, dar iese, sunt sigur că iese mult mai bun la tigaie, cum mi l-a făcut Delia data trecută. De data asta îl fac la microunde, acum se prepară acolo și vom vedea cât de bun. Dar trebuie să recunosc că data trecută mi-a plăcut. Așa că dacă îmi place, o să mai iau de la Costco, pentru că 7 pungi sunt cred că undeva la 10 lire, ceva de genul ăsta, iar o pungă e exact o porție, numai bine. Am luat și roșiile acelea pe care niciodată nu le țineam minte cum se numesc. Nu, dar mă uit la tine acolo și te-am lăsat în background așa să dai bine a gospodină. Așa ceva, dai bine. Păi da? Așa. Acolo avem doi ardei. Doi ardei, așa. Care sunt planificați. Planificați împreună cu carnea aia vor merge într-un mare curry pe care îl avem pe undeva pe aici. Bine dosit. Astăzi facem curry, nu facem tikka masala, că am chef de curry-ul ăsta care a fost extraordinar trecută. Cu acești ardei, cu carnea de vită. Parția mea că e foarte mult. Acolo sunt, cred că 6 porții. Aia e ceea ce rămâne, da, pentru salata de băf, nu? N-avem. N-avem sos destul. Facem cu sosul, cu ardei, cu ceapă și cu carnea, un mare curry cu orez. Bine, tu cred că nu mai mănânci orez, că îți mănânci orezul acum. Încă acum orez, da. Și da, abia aștept pentru că mie mi-e foarte poftă. Foarte inovativ, ceva senzațional, n-ați mai văzut la noi pe vlog. Mâncare. Aceleași activități, aceeași mâncare, pentru că ăștia suntem. Asta îi spuneam lui Doru acum. Tot observ trendul și nu vreau să fiu vreo hateriță sau vreo... Urmează un rant, vă rog. Că sunt contra, dar observ tot felul de trenduri care mai de care mai ciudate. Sunt vloggeri mari din străinătate. Când spunem străinătate, în mod paradoxal, spunem US și ce să vezi și UK. Care se copiază unii pe ceilalți și e perfect ok, că nu ne-am născut toți acești originali și vai, nu, poți să copiezi o idee, dar să o faci în stilul tău, ceea ce e din nou, e perfect ok. Dom'le, dar unele idei sunt atât de ciudate că vezi că există un trend și că toți fac la fel și de una zi e foarte la mod acum să vii și să-ți pui în vedere de diferite probleme medicale. Care, ce să vezi, toate sunt, de fapt, e una singură, la ce am observat și e un trend foarte stupid și de la unii la alții e aceeași problemă medicală care este, mie mi se pare că dacă ar fi reală, se pare super îngrijorătoare, mi se pare foarte serioasă și că nu ar trebui transformată într-un trend doar ca să vezi cum îți reacționează viewership sau cum se uită lumea la tine doar pentru că, vezi, Doamne, ai, dacă este reală, îmi pare rău, dar dacă trendul ăsta este de la unul la alții și vezi așa... Am îmbolnăvit același da, lucru. Da, mi se pare... Pe mine mă sperie, ce-i drept. E vorba de ceva specific, e vorba de... Pe la sân treburi sau câte... Da, dar... și mai toți au același vlog, cu același titlu, cu aceeași problemă și asta este o problemă atât de reală și sufletul meu și gândurile mele merg la toate, da, femeile care la un moment dat poate au ceva super benign, dar care le sperie. Eu am fost în situația care le te sperie în așa fel și nu e de joacă, nu e de făcut tren, nu e de râs. Având în vedere că văd că apare același titlu, cu același semne de exclamare, cu clickbait, cu așa, sunt ceva de genul, da, oamenii nu-și dau seama că sunt oameni reali care suferă în lumea asta de așa ceva. Și este groaznic, dar mă rog, trecând la o parte. Da, doar așa, asta discutam, că noi avem, uneori pot, că doar zice, doamne, noi n-avem nimic bombastic. Vlogurile noastre sunt cu mâncare, sunt cu astăzi,
Și mi-a spus, n-o să fac nimic bombastic față de ceea ce sunt. E, da, lasă că noi vorbeam de van life, ne abia așteptăm da, de fapt, să vină vara, noi să... știam să plecăm cu tractorul, să facem iar hotel tractor, tot penile asta noastre. Asta da, dar nu o să vă atragă niciodată să da. Fac lucruri. Ne-am speriat, haide, ca să vă spunem da, drept, ne-am cam speriat ideea, un pic, da. Pentru că, bă, eu sunt de acord că e unii cu job și că, na, de acolo e sursa de venit, dar exploatarea asta devine deja abuzivă. Denotă și da. Un soi de lipsă de empatie și da, de lipsă da, de da. Conștientizare a seriozității problemelor. Din nou, în cazul în care observația mea este reală și este realmente transformarea unei probleme reale într-un trend da. Fake. Nu înseamnă că eu nu pot greși, ca disclaimer, ca să spun, da. Dar mi se pare prea mare coincidența și trecerea de la un... E de la vlog la altul, Doamne da. Iartă-mă! Sometimes some things are too much. Bun, yeah. Uite-te aici ce fac. Observ, dar iarăși pui foarte multă... Pentru mine este senzațională această descoperire. Îți place așa mult? Da, am băut azi dimineață o cafea din asta și parcă, nu știu, mi-am început ziua cu super mult chef, a fost super productiv, mi-am rezolvat niște chestii, și aveam niște căgăuni de creier pe care i-am vă aduceți calmat. Aminte, da? Acum două zile zicea că nu vreau să mai bea cafea. Asta e a treia. Mă, treia, cu treia, treia, cine, treia mă, n-ai cu cine. E a treia cafea, nu e a doua. Cu cine. Asta e. Asta sunt, cu asta le filăm. Da. Delia tot încearcă, ea speră să găsească la un anumit moment argumentul acela pe care să-l poată îmbrățișa, argumentul suprem. Cred că argumentul suprem va fi în momentul în care corpul îi va trage o palmă și va zice și va spune iar stop. Cum i-am mai spus în trecut când avea probleme cu stomacul. Acum văd că nu te mai doare stomacul. Nu de mai doare nimic. Că dacă te durea stomacul, te liniștei. Dar știi că în ultimul timp de când am ținut fast din bolaj, de când mănânc mai puțin, nu mai am problema asta și da, când spun mănânc mai puțin, în sensul că nu bag șaormă de 3 ori pe zi. Asta înseamnă. Ci doar de 2 ori pe zi șaormă, da. Mă rog, și noi observăm ce se întâmplă în jurul nostru, și noi ne uităm pe YouTube, evident că și noi avem opinii, mai rar poate că le împărtășim, astăzi na, ne-au scăpat, acum ce să facem? Orezul meu e gata, am ipăit mai devreme, dar eu am uitat de el, ar trebui să apuc și eu să mănânc, ce bine arată. Eu înăuntru i-am pus niște sos, o să vă arăt imediat de care, sosul acela picant de data trecută, The Grill, Extra Hot Chili Sos, l-am luat de la Marks & Spencer și am mai pus și... niște sos de soia, care e pe aici și nu-l văd eu. Da, uite-l aici. Am pus un pic de sos de soia, dar vă spun drept, eu am pus sos de soia doar pentru că, în general, știți, se pune sos de soia la tot ce e chinezărie din asta, japonezărie, coreenărie, cum vreți să-i spuneți. Da, e perfect. Miroase exact picant, picant. Iar am scăpat prea mult de la... E bine că nu miroase a negru, totuși. Stai că am aburit totul aici. Revenim. E bun? Merge și la microunde. Da? Merge. E la fel de bun ca la tigaie, da, da, da. La tigaie totuși devenise un pic mai sticky, mai lipicios. Nu stă atât de bine când îl iei cu bețele. Aici avem prânzul meu. Cum ai știu bine ăsta? E bun? Eu zic că e super bun. Dar pare așa foarte picant. Vezi? E la fel de bun. Mulțumesc că mi-ai pregătit... Păi mai fac, mai am. Vorbesc, iau două bucăți, mă duc sus că am col. Da. Eu aștept și Amazonul între timp. Am comandat o lentilă pentru camera asta. V-am zis ieri. Da, v-am zis în vlog ce am făcut. Am făcut o boacănă. Noi la telefon, îmi foloseam la valiera, o puneam aici. A căzut telefonul, mi-a căzut telefonul din mână direct în mufă. S-a rupt mufa aia. Am dat comandă. O să vină peste două săptămâni. Cu camera mare am filmat noi pe aici. Poți să zic și eu ceva? Da, zic. Ia zi. Advertising gratis la Costco. Costco. Votați Costco și Delia președinte. Vreau să vă spun că de când am descoperit Costco, am descoperit o grămadă de lucruri bune. Am descoperit gyoza, orezul ăsta e senzațional, iar Costco are aceste pere. Da, perele. Deci vreau să vă spun că de când am venit în UK, eu n-am mai mâncat pere. Și alea de Grecia și alea de Spania. Poate să fie și din Patagonia, nu-mi pasă. Sunt super bune, zemoase și cu gustul ăla de pară. Deci că e tutti fresh de... Era tot timpul ăla de pere, super bun. O să facem și noi o treabă cu luminile astea. Nu crezi că noi încă păstrăm Crăciunul aici și poate că ar trebui să facem un pic de modificare, să revenim și noi în vară. Nu, serios, vrei să le lăsăm așa toată vara? Așa îmi place! Mie pare că îmi place mai mult la microunde decât mi-a plăcut când l-am făcut eu. Eu cred că s-ar putea să fie overcooked. Iubesc orezul overcooked. Da, câte este, minute ai pus, ca să știu data? 5 minute l-am pus pe ăsta. Atâta scrie, 4 minute jumate scrie dacă ai 700 de vați, al nostru e 2000, dar eu l-am pus tot dar așa. Dar nu stă în bețe ăsta. Păi ăsta nu stă cum stă ăla, da, asta vreau să zic. Ia uite. Dacă vrei să te mai bine bețe, pui zahăr, știi șmecheria, l-a făcut. Am luat și uite. Hai, domnule, bagă în gură, stai să sufli în el atâta, suflă orezul jos și după aia se întreabă de ce nu e. Ia uitați-vă. Hai, termină de mâncat că fac altul, nu? Nu, că nu pot să mănânc ăla și să mănânc chiar orez din seara. Pupicos! Delia se întoarce la culori, imediat îmi termin și eu pauza. Cum ziceam mai devreme, aștept Amazonul, am luat o lentilă pentru drăcovenia asta să se vadă un pic mai
mai amplu, că mă doare mâna să stau cu ea întinsă așa și mie nu-mi place nici camera mare să o folosesc, că este prea grea. Mi-a întrebat cineva ieri, mă rog, mi-a sugerat dacă am vrea să vorbim despre cum să filmăm, cum să edităm și toate lucrurile astea. Provocarea cea mai mare e, nu e momentul în care te înregistrezi, că acolo de bine de rău, trâncă-ntrâncă-n. Bă, când te uiți înapoi la tine, capul meu, eu toate alea, ce să mai tura dura. Și pe noi. Ne-au luat, ne iau în continuare, astăzi, sunt atâția ani de când facem și tot mai avem momente din astea cringe, într-adevăr, mult mai puține, dar voi n-aveți idee cât de cringe sunt eu în momentul în care mă înregistrez, cum sunt acum, singur în momentele astea, am momente în care mă blochez, pur și simplu. Iar despre editare, ce să vă zic, editarea e o chestie de preferință, o chestie de exercițiu, la început mi-amintesc că dura o veșnicie, după aia am învățat să simplific, dar toate chestiile astea le înveți făcând. Și învățând. Cred că asta e ideea. Eu întotdeauna am fost adeptul la treaba asta. Chiar și când mă întreabă cineva cum pot să fac să intru în programare. Făcând și învățând. Făcând și învățând. Când faci, înveți. Vrei, nu vrei. Nevoia. Ideea este că nevoia te învață. Acum, sigur că aici nu există o nevoie youtubistică, dar există o nevoie că atunci când dai un material să vrei să-i dai o formă. Da? Noi am avut, când am făcut primul nostru vlog, după ce ne-am pregătit noi cu toate tâmpeniile ever, ne-am cumpărat scaune, ne-am făcut, ne-am dres, v-am mai povestit de ele în nenumărate rânduri, am ajuns să filmăm tot acolo. Tot acolo am filmat. Aia, am filmat ce am putut, am zis, băi, filmăm, vedem ce iese aia. Și a fost interesant că după ce am terminat noi de montat, pe lângă faptul că trebuie să tăiem o grămadă de materiale, că știți, nu stătea firul ăla bine, se vedea aia acolo, prostii care practic n-au făcut decât să ne dezumanizeze. Dar noi nu aveam ochiul atunci. Ochiul ăsta îl dezvolți ulterior, că în natura ta personală și în natura ta zilnică și în elementul tău devii și natural. Mai bine să fie simplu decât să fie complex și greu de înțeles. Cam asta e ideea. A venit ziua cea mare. Ce-mi plac mie extragerile. Așa. Ador. Efectiv, ne-am pregătit într-un mod cât mai rudimentar așa, din nou cu zilele. Doru a decis paradoxal să aibă 14 oameni care intră în cursa pentru marea finală. Deși avem noi avem 13 zile de concurs. Da. Dar ce scrie acolo în regulament? Nu știu, că nu am citit. În regulament scrie că membrii vor avea o șansă suplimentară. A, și da? Exact asta se va întâmpla. Felicitări. Bun. Bun. Facem în aceeași modalitate. Da, am adus Gagica aici în spate. Gagica e aici cu noi. Alexa? Estás bien? Sorry, I'm not sure. Never mind. Ce să te faci cu Alexele astea. Așa. Fiți atenți ce o să facem. O să luăm așa fiecare zi și știm câte răspunsuri câștigătoare am avut și o să-i spunem Alexei să ne dea un număr între atât și atât și noi o să notăm numărul. În ziua întâi am avut doar 10 persoane care s-au calificat, dar atenție, e și trolat, nu este cea mai dură zi. Nu este cea mai dură zi. A fost mai rău? Da. Da? Ultima zi de concurs a fost cea mai dură. O să vă fac așa. Nu, tu nu o să faci așa, nu? Bun. Ne trebuie, pentru ziua întâi ne trebuie un număr între 1 și 10. Bun. Alexa, tell me a number between 1 and 10. Here's a number between 1 and 10. It's 10. 10! Oh 10! My god, 10 este numărul. 10! Am început cu 10, am început în forță. Am început. Cine este la numărul 10, te rog să-mi spui? Oh, păi asta e și mai complicat acum să ne uităm. Ia să vedem. Mai aștept să vă deschideți toți numărul. Așa, că asta e complicație. Am auzit pe mine pe toate căile. Păi da, la numărul 10... La numărul 10 este Cătălina.a12. Cătălina, felicitări, felicitări, domne! Cătălina. Cătălina.a12. Am trecut-o aici, pe Cătălina, cu verde, desigur, pentru că mi-e place. Cred că s-a răsturnat ăla, cred că s-a răsturnat. Miroase senzațional, ador cum miroase. Deci dacă n-a tras la marker din ăsta pe nas, vai de bine. Ziua a doua! Ziua a doua, am avut 36 de răspunsuri corecte. Mult mai bine. Mult mai bine, da, s-a mai relaxat situația, foarte știi? Foarte bine. Sau, mă rog, cred că s-au prins, că fiind, fiind săgețica galbenă și textul altfel, da, poate da, că... Da, da, până s-au obișnuit. Până s-au obișnuit, exact, da. În ziua a doua avem de la 1 la 36. Alexa, tell me a number between 1 and 36. Here's a number between 1 and 36. It's 19. 19! Dumne, dar ce numere frumos! Îmi plac toate numerele. Hai să vedem cine e 19. Cine acum. Este 19? Eu trebuie, trebuie să le deschid întotdeauna. Ca să ne asigurăm că sunt cei 19, care trebuie. 19, deci dăm click aici pe comentarii. Și dăm click aici și vedem 19. Backup 1, 29, 80. Backup 1. Liliana.
Ia să e Liviana. Poți să trec. Da, da, eu trec. Da, trebuie să treci aici. Backup 1. 2980. 2980. Liliana, felicitările noastre, ești exact. În cursă. Așa are YouTube numele alea de utilizatori. Așa trebuie să le trecem. N-avem ce să facem. Bun, hai să mergem mai departe. Ziua a treia, ce-mi place că sunt mai multe extrageri de data asta, 14, da. O să fac 39, nu grumesc. Ziua a treia am avut 18 răspunsuri corecte. Da. Alexa, tell me a number between 1 and 18. Alexa? S-a plictisit. Tell me a number between 1 and 18. Here's a number between 1 and 3. It's 2. Alexa, come on! Ei, cred că e obosit. This might answer your question. Yeah. Lonnie Rashid Lynn, known by his stage name. Alexa, stop! Alexa, touch! Hai să mai încercăm. Cred că vorbim noi unul peste altul și o derutăm. Încep eu acum, da? Fii atent. Alexa, tell me a number between 1 and 18. Here's a number between 1 and 18. It's 16. 16! Senzațional! Ziua a treia, deci cine este la numărul 16? Bacon. Ești cu bacon. Bacon. Bă, deci îmi place că de fiecare dintr-un video știi, ne uită, da, ne ia de unde am rămas. Ia să vedem. 16 este... Claudiu Mariuț. Cred că Mariuț. Claudiu Mariuț 82. Claudiu Mariuț 82? Mă, aici nu ești cu diacritice, dar să știi că... Dacă perfect! Să sperăm că te cheamă Măriuț, că Delia te-a pus cu diacritice. Vedeam că tot covoară hârtia aia când dacă nu, e data trecută a fost lipită, a fost mai intens. Dar acum am două, ia uitați. Am așa, două. Ia uitați că scrie și pe partea asta. Bine că n-ai vrut, da, să scrii. Deci Cătălina, Liliana și Claudiu, până acum ați intrat în cursa pentru Marele Premiu. Foarte bine. Ce zi urmează? Ziua patra. A patra. 58 de răspunsuri corecte în ziua a patra. Așa îmi place, așa place să fie cursa strânsă. Generozitate maximă, da. Nu? Alexa, tell me a number between 1 and 58. Here's a number between 1 and 58. It's 11. 11! Cine este la numărul 11? Hai să vedem cine e la numărul 11. Auzi. La numărul 11, ups, am dat greșit, scuze, la numărul 11, avem pe Grațiana Dumitrescu 9635. Grațiana Dumitrescu, vă și eu să scriu acum? 6935. 6935. Felicitări, Grațiana! Felicitări, Grațiana! Unde-s, domne, nu mai am dale, le-am aruncat la noi. Da, uite, da, lasă că mai bine, că nu mai am. Era ziua mai ce veselere. Așa, asta a fost ziua 4, da? Ziua 5. Și urmează ziua 5. Am avut 34 de răspunsuri corecte. Voi puteți să verificați, puteți să vă duceți înainte, înapoi să vă uitați și voi așa cum facem și noi. Ziua a 5-a. Alexa, tell me a number between 1 and 34. This might answer your question. Alexa, 30... stop. Alexa nu vrea să coopereze. Deci, cred că nu pronunță cum trebuie. Ia, stai un pic. Alexa, tell me a number between 1 and 34. Here's a number between 1 and 34. It's 30. 30! Doamne, este numărul meu favorit, 30. De tot faci 30 de ani, devii așa mai înțelept. Cine este? Hai să aflăm. Ce place cu ce pasă de mică să vină. 30. 30. 30. 30. Denca 11. Felicitări, Denca 11. Îmi de place că pentru mine nimic nu are sens, adică numele astea, da, username-urile astea. Pentru că nu vezi numele, da. Denca 11, cum e userul tău, noi așa te felicităm. Ai intrat în cursa pentru Marele Premiu în ziua 5-a. Mai departe. În ziua 6 am avut 43 de răspunsuri corecte. Alexa, tell me a number between 1 and 43. Here's a number between 1 and 43. It's 39. 39, domne! 39, să vedem cine este. Să treci și numărul acolo. 39. N-ai trecut numărul? Too late, nu. Oh. Too late. 39. Stai un pic. Stai, vorbești, domne, peste tine. Mă, vorbesc peste mine. 39. Mihaela B. Mihaela B. Să învăț cum se fac literele? Așa. Acum uite, o să dictez numere.
4-6-5-9. Mihaela a avut 4-6-5-9, ziua 6-a, felicitări! Așa, dar trebuia să treci și numerele, măi. Am uitat, dar sunt, le aveți la fiecare video în parte. Aaaaf. Nu mai trage, mă, marker pe nas, mă, zici că ești nebună la cap. Zici. Ce ziuri mi-a zis? Ziua 7. Zici că sunt nebună. Ceva păi, confirmat. Zici? Păi, ce avem în ziua 7? 22 de răspunsuri perfect. Corecte. Alexa, tell me a number between 1 and 22. Here's a number between 1 and 22. It's 14. 14! 14! Ziua 7. Aici e la 14. La vloguleț! Asta e vlogul în care e filmat tu! Da. Ia, ia, cât de tare! Stai să vedem. Ia să vedem. 14, 14. Magda... Oh my God! Magda Mihai... Magda Mihai... 4-3... 4-3... 5-0. Felicitări, Magda! Felicitări, Magda! Îmi place, numele astea sunt random alocate la final. Păi, sunt, user-urile sunt create de YouTube dacă nu ți le schimbi tu. Dar poți să ți le schimbi tu. Știi? Ziua a 8-a. Ziua a 8-a. 42 de răspunsuri corecte. Alexa, tell me a number between 1 and 42. Here's a number between 1 and 42. It's 11. 11! Cine este la numărul 11? La numărul 11 e melodia asta frumoasă. La numărul 11 avem pe... Mamă, ce multe... Aici. Alexandra... E lungă, ai grijă. Sandra. Iacob. Sandra. Iacob. 34. 10. 10. Felicitări, Alexandra, Iacob, 34, 10. Oh, ce zi acum? Ziua nouă. Ziua nouă. Ziua nouă. 36 de răspunsuri corecte. Alexa, tell me a number between 1 and 36. Alexa? Tell me a number between 1 and 36. Here's a number between 1 and 36. It's 19. 19! 19! Ziua nouă, 19, foarte frumos. Dar îți place cum zicem noi, unul pe engleză, unul pe română, rongleză. Cine este la... Pardon. 19. Auzi, ce vorbește băiatul ăsta aici, domnule. Unde este? 19. Nicoleta Pop, 6756. Deci, Nicoleta Pop. Cum se aude mărcă ăla, mă zgrie pe toate mult, alea. Cât am zis, nu, Nicoleta Pop, cât? Da, stai să mai găsim o dată. Nu, și pe aici. 6756, felicitări, Nicoleta! Felicitări, Nicoleta! Am terminat prima hârtie. Avem aici cu verde. Scrie oribil cu markerul ăsta, dar mă rog. Da, să doble, că merge. Ziua, rămâne aici, testimonial. Ziua a 10-a, ziua a 10-a. Am avut 12 răspunsuri corecte. Asta a fost ziua... Nu, în prima zi am avut 10. Da, acum am avut 12. Da. Stai așa, că I can do worse. Ok. Ziua a 10-a. Alexa, tell me a number between 1 and 12. Here's a number between 1 and 12. It's 2. Să vedem cine este la numărul 2. 2. Ce număr frumos. Mă rog, e o cifră, dar în fine. Așa, numărul cifra 2. Cristina Cryss. Cristina Cryss. 4294. 4294. Felicitări, Cristina. Cryss 4294. Pentru precizie trebuie. Pentru precizie. Ziua a 11-a. Eu când schimb asta îmi sare nebunia asta. Avem 56 de răspunsuri corecte, domnule. Mamă, da. Așa mai da, nu? Alexa, tell me a number between 1 and 56. Here's a number between 1 and 56. It's 10. 10, domnule, din nou. Îmi place lui Alexa. Ce îmi place cu 10. Ziua 11-a numărul 10. Hai să vedem. Salutare, bine ai venit la vlog. Asta e vlogul unde la mine, pe la aeroport. Da. Ia să vedem ritmul. Cât am zis? 10, nu? 10, da. 10. Dana. Dana T. 1, 2, 5, 6. 5, 6. Felicitări, Dana! Felicitări, Dana! Așa, ziua 12-a. 18 răspunsuri corecte.
Alexa, tell me a number between 1 and 8. Here's a number between 1 and 10. It's 9. Alexa, ești nebună? Nu cooperează în seara. Deci nu cooperează deloc, doamne, da. Doamne, așa ceva. Alexa, please tell me a number between 1 and 18. Here's a number between 1 and 18. It's 17. 17, domne! Cea mai frumoasă ce zi, frumos. Domne. Mai ales în decembrie, 17. Da, 17, o zi frumoasă. Primesc eu o grămadă de cadouri. Vezi cine primește așa, cadou acum. Da, hai să știu la 17. Așa, la 17 avem pe... Ups. Șurel, doamne Moravă. Anca Dumitru 49. Anca Dumitru 49. 2-5. Felicitări, Anca Dumitru, 4-9-2-5. Felicitări, Anca. Încă două zile, încă două persoane. Care mai avem? 13. 13. Păi nu e, că asta nu e zi, asta e specială, dar tu ai spus o zi. E extragerea specială, eu nu i-am spus. Nu știu nimic, eu habar n-am. În ziua 13, da? Am avut doar 5 răspunsuri. Au fost enorm de multe răspunsuri. Da? Dar totuși ceva s-a ratat de fiecare dată. Când într-adevăr au fost și multe cuvinte. Au fost, mi se pare că 9. Am înțeles. Alexa, tell me a number between 1 and 5. Here's a number between 1 and 5. It's 5. 5 it is. 5. Hai să vedem pe cine avem la 5. Ups. Să ajungi, domnule, de-n gură. Așa. Ia să vedem 5. Rimar 2453. Rimar 2453. Felicitări, ai intrat în cursa pentru marele premii. Și la 14 ce faci, domnule? Eu am făcut aici vânduleț. Deci, ce am avut noi până acum aici, stai să închid toate astea pentru că urmează să facem ceva cu telefonul acum. Ce am avut noi aici de la ziua 1 până la ziua a 13-a, practic sunt participările voastre. Da. Vă că nu s-a nimerit nimeni de două ori, că știți, se putea nimeri de două ori, de trei ori, da. Acum, eu am spus și am scris și în regulament că membrii vor beneficia de încă o șansă. Așa. Și atunci, avem 5 membri pe acest canal, că cei mai mulți avem pe celălalt canal, de fapt. Așa. Iar dintre acei 5 membri pe care noi îi avem aici, o să vi arăt imediat. Și a făcut soțul meu astăzi. Cine are timp? Vedeți cine are timp în familia asta? Așa, cei 5 membri sunt Dana T, Alexandra Iacob, Claudia Iamandi, Backup One și Cati Luțaș. Da. Ia să vedem. Bun. Ar trebui să focus. Sper că ne ajuți acolo, da? Te rugăm frumos. Și acum o să facem treaba asta. Spingul. Ia uitați. Și vedem cine este câștigător acolo. Știi că noi nu vedem. Bărnam că nu văd. Hai să vedem. Hai. Backup 1. Oh my god, parcă a intrat de două ori. A intrat de două ori în competiție. Da. Liliana a intrat de două ori în competiție. Deci Backup 1, nu știu exact numărul, dar lui ei de dincolo. Backup 1 exact. 2980. Așa. Un an bun pentru Vic. Foarte frumos. Iată, asta a fost și extragea. Eu am spus că membrii vor avea o șansă în plus. Eu a spus, dar nu pentru mine. Eu habar n-aveam, nu știu, mă văd aici. Acestea sunt șurulețele, vezi? Aceștia sunt mari extrași. Iar mâine, din acești 14 mari extrași... Că mâine! Doamna Măraru! Nu, astăzi facem? Diseară, domnule, facem live. A, diseară facem live, pentru că eu sunt... Să știți că eu sunt, când filmez vlogul ăsta, eu sunt pus să fac un live pe Instagram. Deci, da, bravo. Sunt în grabă, așa, și sunt, hai, ăștia sunt, avem 14 persoane, avem de fapt 13, pentru că o persoană este de două ori. Felicitări! Da. Felicitări tuturor! Abia aștept să văd cine intră în posesia marelui premiu mâine! Asta e lista. Vlogul ăsta se va fi publicat oricum de dimineață, deci se va fi anunțat și live-ul care urmează spre seară. Cred că undeva pe la ora 9, ora României, undeva în genul ăla. Pe acolo, pe ziua mea. Aole, nu, domnule, că n-așteptam, nu. Premii, nu? Da. Bineînțeles că știți ce vom face. Vom lua hârtiuțele astea, le vom rupe noi corespunzător, le vom pune în bol și ne vom ruga să nu spargă dorul bolul. Da. Și vom extrage un câștigător la marea extragere pentru marele premiu în marea finală. Și ce va câștiga? Va câștiga un Kindle. Un Kindle. Acesta este premiul de această dată. Știu că abia așteptați cu toții să scăpăm de acest premiu plictisitor. Și să vin eu cu premiile mele mult mai... Numesc parfum ca parfumul, dar trebuie să ai ceva și încăpoc. Da. Deci, prin urmare, urmează un nou concurs. Asta vreau să spun, că închem acest concurs cu extragerea de pe live, diseară, și începe ziua următoare, imediat,
Concursul pentru Marele Premiu și anume un parfum. Fie el de damă din gama Miss Dior, fie el de bărbați din gama Chanel. Chanel. Depinde cine cum câștigă și ce dorință are de sigur câștigătorul. Că nu m-am gândit. Poate să fie un domn care își dorește de fapt să n-aibă parfum de doamnă și să-și spună vreau parfum de bărbat, dar poate să fie o doamnă care își dorește să facă cadou unui domn. Și atunci o să vrea parfum de bărbat. Deci, doamnelor și domnilor, sunt toate posibilitățile, este, sunt aruncate în cursă. Ca să fie clar, este un Bleu de Chanel sau cum e la un Miss Dior. Sau un Miss Dior. Alegeți unul din astea două. Cine va câștiga? Ca să simplificăm. Că și le face așa. Eu v-am mai spus despre Miss Dior acesta, Blooming Bouquet pe care l-am comandat, v-am spus pe Instagram, în story-le mele. V-am spus că nu-mi place pentru că nu este rezistent. El miroase senzațional, dar nu are persistență pe mine deloc. În prima instanță, asta voiam să dăruiesc, un Miss Dior Blooming Bouquet, că am zis că vine primăvara și e perfect. Dar dacă vreți să vă... N-o să-l scot din cursă, pentru că dacă cineva vrea să-și asume riscul să... Deci care-i treaba cu el? Nu ține? Nu ține. Ah. Și atunci și la această chestie o să aveți posibilitatea să spuneți da, vreau varianta originală sau vreau varianta Blooming Bouquet. Pentru mine e tot aia, alegerea e la voi, pentru că vreau să fie toată lumea fericit! Și concursul se va desfășura diferit, nu vă veți mai căuta cuvinte pe ecran, deci vă puteți relaxa ochii. Atât eu cât și de Elia. Vă vom spune. De-a lungul, cu vocea mea. Exact. De-a lungul vlogurilor vă vom spune cuvintele. Cred că ai 7 zile în cap. Și trebuie să vă știi 6 Da, premiul finale. Se va da pe 22 februarie. De ce 22 februarie? Pentru că atunci facem un an de vloguleț zilnic. O să facem și un live atunci. Tot găsesc motive să nu văd după cum vedeți. O să facem un live pentru că o să fie o zi aniversară și va fi, da, bine, să nu văd seara, pentru că sincer dimineața merge creierul, seara parcă nu mai vrea. Zice, mai lasă-mă, femeie, nu mă mai chinui atât. Bun, ne retragem și ne vedem mai târziu la live-uleț pentru a oferi premiul marelui sau mare câștigătoare. Pupicos, pa! Hai să mâncăm!